avem liniște, putem ieși din subsol, să mâncăm, să încărcăm un pic telefoanele. Sirenele sună, ba la fiecare 20 minute, ba, ba din 10 în 10 minute. Noi nu știm cât timp trebuie să stăm în subsol, noi încărcăm telefoanele și citim noutăți. De cât timp sunteți în subsol, de câte zile? De 2 zile. Și câte persoane mai sunt alături de dumneavoastră? Sunt toți din cartier. Sunt aproape toți. Noi suntem peste 200 persoane. Sunt copii începând cu 3 luni. 3 luni. Fetița mea are 1 an și 8 luni. Și noi... Și noi cerem ajutor de la toată lumea. Mă rog eu. Să faceți meeting-uri, să povestească lumea cum e adevărul. Cum zboară avioane deasupra noastră. La noi se nasc acum copii în subsoluri. Copii pentru români care trebuie să vină și să ia. Le sunt împușcate populația civilă. Oamenii civili care nu știu cum să țină puștile în mână, merg și iau puștile ca să ne apere. Acum e momentul să ieși din Kiev, că nu mai înțelegi cine-i rus, cine-i ucrainean, pentru că rușii sunt foarte, foarte răi. În locul în 11 ani de adăpostim sunt femei însărcinate, care trebuie să nască. Una deja născut în subsol ieri. Nu știm ce să facem, ce să fie mai departe. Fiecare mamă se gândește la puiul ei, nu la toți. Câte femei însărcinate mai sunt în acest moment acolo? 7. Copiii noștri mănâncă prăjituri care au fost cumpărate pe fugă. Pâine care au fost cumpărate pe fugă, că noi nu ne-am gândit că asta va dura așa de mult. Eu nu știu cum o să rezistăm, eu vreau să ne ajutați. Soțul meu împreună cu ceilalți bărbați care au mai rămas timp. Se aud împușcături. Ei ia pregătierul nostru cu copii, cei care nu am plecat. Doamne, arătați la televizor, se vede toată lumea cum noi murim de vin în casele noastre.